Bună ziua, mă bucur că ați venit azi la noi în clinică să vorbim despre rinoplastie. Eu consider operația de rinoplastie una dintre cele mai dificile intervenții din chirurgia plastică și, bineînțeles, din chirurgia estetică, pentru că nasul contribuie substanțial la estetica facială. El, în mod ideal, nu trebuie să capteze atenția interlocutorului, da? Trebuie să se integreze armonios în celelalte elemente de estetică facială. Și atunci, o intervenție de rinoplastie pot să spun că este reușită în momentul în care nasul nu mai este elementul dominant al feței și cedează rolul ochilor sau buzelor. Operația de rinoplastie este intervenția la nivelul piramidei nazale care corectează forma nasului, dimensiunea nasului sau eventuale asimetrii nazale. În cadrul acestei intervenții, noi realizăm modificări asupra structurilor osoase și cartilaginoase și mai puțin asupra tegumentului. Acest proces presupune o retracție tegumentară în timp. Pielea va trebui să se reetaleze pe noua structură osteocartilaginoasă creată de noi și astfel se va obține forma finală a nasului după intervenție. Rinoplastia cu viză estetică este indicat să se facă după vârsta de 18 ani, moment în care procesul de maturare al piramidei nazale și a întregului masiv facial s-a terminat. Sigur că există situații în care se impune o intervenție de rinoplastie și mai repede, cum ar fi cazul traumatismelor nazale care se pot solda cu fracturi de oase nazale, cu probleme respiratorie, obstrucție nazală, situație în care pacientul trebuie să se prezinte pentru intervenție și la o vârstă mai fragedă. Bineînțeles că în astfel de situații, decizia aparține părinților care vor aduce copilul la spital pentru operația de rinoplastie. O altă situație în care se poate interveni la o vârstă fragedă, chiar la nou născut, este cazul malformației congenitale nazale, cum ar fi despicătura de buză sau despicătura de palat, cheilotopalatoschisisul, situație în care intervenția chirurgicală ajută atât pe partea de funcție respiratorie, cât și pe procesul de dezvoltare ulterioară a piramidei nazale. Intervenția de rinoplastie se poate realiza în orice anotimp. Sigur că există perioade din an în care e mai bine să facem această intervenție dacă pacienta, bineînțeles, se poate organiza de așa natură. Spre exemplu, acestea perioade ar fi primăvara și toamna, de ce? Pe parcursul verii, expunerea masivă la radiațiile solare poate să influențeze negativ vindecarea nasului prin stimularea unei cicatrizări patologice, iar în anotimpul rece, datorită temperaturilor scăzute, pacienta este predispusă la infecții respiratorii superioare și, în același timp, temperatura foarte scăzută determină o vasoconstricție la nivelul mucoasei nazale, vasoconstricție care poate să întârzie vindecarea nasului. Ca și orice intervenție estetică în anestezie generală, rinoplastia necesită o ospitalizare de o zi. În această perioadă, pacientul este monitorizat, da? Postoperator, să ne asigurăm că el se recuperează complet după anestezia generală și după intervenția chirurgicală. Majoritatea pacienților își revin după aproximativ câteva ore, dar preferă să rămână în spital încă o noapte pentru a fi supravegheați de personal calificat și, în același timp, pentru a primi un tratament intravenos care este mult mai eficient decât tratamentul pe rost administrat acasă.
Sunt intervenții minore care se pot face la nivelul piramidei nazale, chiar și în anestezie locală. Aici mă refer în special la procedura de alaroplastie. Este o procedură care se face la nivelul aripioarelor nazale pentru a reduce dimensiunea acestora sau pentru a apropia narinele, dar o intervenție de rinoplastie completă nu poate fi realizată din punctul meu de vedere decât în anestezie generală. De ce? Chiar dacă noi, înainte de a începe intervenția chirurgicală, realizăm o infiltrare a piramidei nazale cu substanță anestezică locală, cu un pic de vasoconstrictor pentru a reduce sângerarea, cu toate acestea, în timpul intervenției există o sângerare minimă. Această sângerare poate să determină obstrucție respiratorie la pacient și atunci intervenția trebuie realizată în anestezie generală cu controlul respirației prin intubație orotraheală. Din punct de vedere al esteticii faciale, bineînțeles că noi ca și chirurgi plasticieni suntem avizați să intervenim pe estetica facială și să facem modificări controlabile la nivelul țesuturilor moi. Mai mult decât atât, tehnica actuală presupune o disecție într-un plan subpericondral sau superiostal, o disecție cu manipularea cât mai fină a țesuturilor moi, iar toate aceste proceduri sunt la îndemâna unui chirurg plastician prin faptul că noi practicăm microchirurgia în cadrul pregătirii noastre ca și specialitate. Septul reprezintă una dintre structurile de rezistență a piramidei nazale, da? Și tot timpul când avem o rinoplastie, noi trebuie să examinăm septul nazal să ne asigurăm că el va fi poziționat corect, da? Pe linie mediană, astfel încât să ne permită nouă să simetrizăm cât mai mult posibil piramida nazală. Majoritatea pacienților care se prezintă pentru această intervenție au asociat și probleme de respiratorii, obstrucții nazale, fie datorate unei deviații de sef, fie posibil datorate așa zișilor polipi nazali, care de fapt sunt hipertrofii de cornete nazale și pe care noi le corectăm în aceeași intervenție. Putem folosi radiofrecvența pentru a reduce dimensiunea cornetelor nazale. Pot să spun că de aproximativ jumătate de an am ocazia să fac rinoplastie modernă ultrasonică prin utilizarea piezotomului. Acesta este un aparat modern care ne permite nouă să tăiem osul și să-l finisăm fără a folosi metodele clasice, acele instrumente de tortură, cum ne place nouă să spunem, care sunt dalta, ciocanul și pila. Bineînțeles că folosind această metodă, recuperarea pacientului postoperator este mult mai ușoară, edemul și durerea sunt reduse, iar din experiența mea pot să spun că reușesc să obțin un rezultat mult mai armonios și mai natural după rinoplastia ultrasonică. În momentul în care discutăm despre rinoplastie modernă ultrasonică, pot să spun că acest concept de rinoplastie modernă începe încă din momentul consultației, moment în care noi gândim forma noului nas și realizăm acea simulare pe calculator pentru a obține un nas cât mai natural și cât mai armonios. Ulterior,
Rinoplastia ultrasonică ne permite să avem o intervenție cât mai puțin traumatică pe țesuturile moi adiacente osului pe care îl modelăm. Bineînțeles, și sângerarea va fi redusă, edemul postoperator va fi mult mai mic, iar finisarea osoasă va fi mult mai exactă. De ce? Pentru că în momentul în care facem osteotomiile, acele fracturi osoase cu dalta și ciocanul, există un risc mare de fracturare sau fisurare a osului necontrolată. În momentul în care incizia osului se face cu piezotomul, avem un control pe rezultatul intervenției și în același timp finisarea neregularităților osoase este mult mai exactă. Majoritatea pacientelor care se prezintă pentru o intervenție de rinoplastie sunt speriate de aceste meșe care se introduc în cavitatea nazală. Ele sunt niște tampoane moderne, niște merocele care au rolul de a reduce riscul de sângerare în perioada postoperatorie imediată. Mucoasa nazală se inflamează, are un risc de sângerare și atunci ele, fiind introduse în interiorul nasului, realizează o compresie pe mucoasă cu scăderea riscului de sângerare. Ele se mențin postoperator aproximativ 24 de ore și au dezavantajul major că nu permit pacientei să respire în prima zi după intervenția chirurgicală. Din fericire, de când am început să practic rinoplastia ultrasonică, acest risc de sângerare în perioada postoperatorie imediat este foarte redus. Și atunci noi nu mai folosim meșe postoperator, ci folosim niște splinturi, niște atene interne cu tuburi care au avantajul mare că permit pacientei să respire imediat după ce s-a încheiat actul operator. Tapping-ul este o metodă care se folosește după îndepărtarea pansamentului, respectiv a atelei nazale. Această atelă nazală este menținută aproximativ 7 zile și are rolul de a stabiliza oasele în poziția corectă. După ce s-a îndepărtat atela nazală, tegumentul are un risc mare de a se edemația și atunci eu recomand pacientelor să aplice aceste benzi de leucoplast în perioada postoperatorie pentru a ajuta pielea să se desumfle, da? Și în același timp pentru a ajuta să se reetaleze excesul relativ de tegument pe noua formă a piramidei nazale. În general, în primele zile se pot purta ochelari peste ateluța nazală, dar eu nu recomand purtarea ochelarilor, mai ales dacă e vorba de niște ochelari greoi, aproximativ 2-3 săptămâni după intervenția chirurgicală, fiindcă ei pot să modifice poziția oaselor nazale. Există metode adjuvante, cum ar fi fixarea ochelarului cu un leucoplast foarte fin la nivelul regiunii frontale sau folosirea unor protecții din silicon aplicate pe nas care să protejeze structurile osoase de un eventual traumatism. Recuperarea după rinoplastie este de aproximativ 7 zile. Această perioadă necesită un repaus relativ din partea pacientului, da, el va avea un pansament, o atelă aplicată pe nas, va avea acele splinturi intranazale, tubulețele de silicon de care discutam. Bineînțeles, după aproximativ 2-3 zile de la intervenție, el va putea să-și rea activitatea normală, doar că nu se recomandă să se facă efort timp de 2-3 săptămâni. Pacientul va fi un pic edemațiat, va avea mici echimoze în jurul ochiului, dar în general acestea dispar în 10-14 zile.
În timpul vindecării nasului avem două etape. Prima etapă este cea imediat postoperatorie, de care deja am discutat, primele 2-3 săptămâni, în care se drenează edemul, adică inflamația datorată intervenției chirurgicale. Faza a doua de vindecare presupune procesul de maturare a cicatricilor. Toată zona disecată în timpul intervenției se va vindeca printr-un proces de cicatrizare. În general, organismul încearcă să vindece cât mai repede și atunci toate aceste cicatrici se pot retracta, pot să aibă o lungime mai mică, dar avem și pacienți la care, din păcate, procesul de cicatrizare se prelungește. Procesul de cicatrizare este determinat în codul genetic al fiecărui pacient, iar la acest pacient poate să apară o fibroză postoperatorie care influențează rezultatul estetic al rinoplastiei. Datorită recuperării îndelungate, trebuie să știm că rezultatul acestei intervenții nu poate să fie evaluat imediat postoperator. Sigur, noi obișnuim să prezentăm postoperator poze cu rezultatul imediat al intervenției chirurgicale, fapt care ne permite să arătăm că nasul are o formă stabilă, da? Pacienta să vadă rezultatul imediat postoperator, să vadă ce am reușit să obținem vis-a-vis de intervenția chirurgicală, dar evaluarea completă se va face abia după 3 luni de zile. Unele nasuri se vindecă chiar într-un interval mult mai lung, până la un an de zile pot să apară modificări datorate retracției cicatriciale, datorită retracției tegumentare. Bineînțeles, inclusiv vindecarea osoasă poate să dureze mai mult și atunci am avut nasuri care au prezentat mici modificări chiar după un an. Deci una peste alta putem spune că un nas se vindecă complet într-un an, un an jumate. Orice reintervenție trebuie făcută după această perioadă. Riscurile rinoplastiei nu sunt niște riscuri majore și, surprinzător, după această intervenție, durerea este chiar foarte scăzută. Mai nou, pacientele îmi spun: domnul doctor, nu mă așteptam să nu mă doară deloc această procedură. Apar niște modificări cu edem, cu ecchimoze în jurul ochilor, modificări care sunt diferite de la pacient la pacient. Dar, în general, riscurile cele mai mari, din punctul meu de vedere, sunt acele modificări ulterioare care apar prin vindecarea nasului. Cu cât nasul este mai deviat, mai asimetric, cu cât este o intervenție mai complexă și necesită folosirea grefonelor cartilaginoase care au un timp de integrare îndelungat, cu atât riscul de mici schimbări ulterioare în forma nasului este mai mare. Și, din păcate, în cazul rinoplastiei, orice milimetru contează foarte mult, da? Un milimetru de deviere nazală va fi foarte evident pentru pacienți. Sunt situații frecvente în care pacienta exagerează modificarea care a apărut. Spre exemplu, micile asimetrii la nivelul narinelor. Majoritatea pacientelor, înainte de intervenție, îmi spun: domnul doctor, nici nu am observat că am o asimetrie narinară, fiindcă niciodată nu am examinat aceste narine. În schimb, după intervenția chirurgicală, orice milimetru de deviere, orice milimetru de asimetrie datorat acestui proces de vindecare, de cicatrizare, poate să devină foarte deranjant pentru pacient. Da, există, din păcate, acest risc și de multe ori noi observăm că după aproximativ 6 luni
când nasul începe să se desumfle, când pielea începe să se retracte, pot să apară mici asimetrii, mici devieri. Sigur că acestea sunt datorate și complexității intervenției, cum am spus deja, necesității utilizării cartilajelor, grefelor cartilaginoase care au un timp de revascularizare și reintegrare. În majoritatea situațiilor însă reușim să obținem un nas cu o structură stabilă care are o mică modificare fiziologică în timp, o modificare normală care apare la toată lumea.